Primul subiect este cel legat de ordonanța dată de guvernul Ciolacu cu privire la prețul unui număr de produse alimentare prin care se plafonează adaosul atât pentru procesator cât și pentru lanțuri de distribuție, cât și pentru comercianți. Guvernul Ciolacu este dușmanul libertății economice și dușmanul economiei de piață. Libertatea economică este o parte fundamentală a libertății. Încălcarea libertății economice înseamnă încălcarea libertății fiecărui cetățean. A impune din burtă, prin ordonanță guvernamentală, fără consultări publice, fără niciun fel de analiză, având un aviz negativ din partea Consiliului Concurenței, călcând în picioare toate principiile care guvernează economia de piață, guvernul, practic, ia niște măsuri care nu au în spate niciun fel de fundamentare economică, ci pur și simplu e o măsură populistă, o măsură în care încearcă să câștige în mod artificial electorat pe ideea că vor să reducă prețul la anumite alimente de bază. Pe fiecare activitate, indiferent că e vorba de procesare, de distribuție sau de comercializare, există actori economici privați și actori economici care realizează activități care sunt foarte variate, atât ca și complexitate, cât și din punctul de vedere al costurilor, iar realizarea unui adaos pentru plus valoarea pe care o adaugă fiecare dintre firmele care sunt implicate în aceste tipuri de activități, procesare, distribuție și comercializare, este rezultatul unui efort, al unei munci, al unei activități asidue depuse, al unor riscuri asumate. Nimeni nu are dreptul să interzică oricărui om, oricărei firme, să ceară un preț al muncii, al efortului, al riscurilor asumate. Să impună o plafonare absurdă, fără niciun fel de justificare economică, care nu face altceva decât să luxeze grav libera concurență de pe piață. Aceste măsuri extrase din arsenalul Comitetului de Stat al Planificării din perioada comunistă sunt măsuri extrem de periculoase, pentru că ele pot să reprezinte un precedent. Dacă astăzi socialiștii lui Ciolacu și Ciucă au hotărât să impună plafoane maximale pentru adaosurile în activități economice legate de alimente, poate mâine o să considere că prețul la electrocasnice este prea mare și o să impună adaosuri sau prețuri limite la electrocasnice. Război mine s-ar putea să decidă că sunt prea scumpe casele și o să impună adaosuri sau prețuri maximale pentru case. Spui mine, cine știe cu ce aberații economice ne mai putem trezi din partea acestui guvern și s-ar putea la un moment dat să ne trezim că de fapt nu mai există economie de piață, de fapt proprietatea privată nu mai este respectată, de fapt cei care aduc plus valoare nu mai sunt respectați, ci din potrivă sunt tratați într-un mod punitiv, în loc să fie tratați prin sancțiuni premiale și s-ar putea ca economia să se ducă de râpă.
În privința măsurilor adoptate, consecința nu va fi decât poate o scurtă perioadă, consecința pe care și-o doresc Ciolacu și cu socialiștii din guvern. Pentru că nu poți să forțezi un om, o firmă, să desfășoare o activitate care nu-i asigură un profit sau nu-i asigură recompensa, repet, pentru muncă, eforturi depuse, riscuri asumate, investiții făcute. Și s-ar putea ca o mare parte dintre procesatori, distribuitori și comercianți, pur și simplu să nu mai comercializeze produsele respective. O a doua consecință va fi aceea că și comercianții care vor continua, comercianții, procesatorii și distribuitorii care vor continua să desfășoare activități cu privire la aceste produse, să-și mențină profitabilitatea, crescând adăosurile comerciale la alte produse, care sunt tot produse, evident, de necesitate, care sunt absolut necesare pentru oameni, pentru familii, pentru coșul zilnic. Și atunci o să se aplice vorba ce dai ei pe mere, dai pe pere. Asta se va aplica. Pentru că, în mod evident, nicio firmă nu va accepta să lucreze în pierdere sau să-și reducă profitabilitatea și va încerca să-și mențină profitabilitatea și atunci vor apela la creșterea adaosurilor comerciale pentru alte categorii de produse care nu sunt cuprinse în ordonanța asta și, până la urmă, puterea de cumpărare a oamenilor mai degrabă va avea de suferit decât să aibă un câștig din această ordonanță. În fine, al treilea efect care va fi, și aici noi am văzut, vă dau un exemplu concret, ordonanța stupidă privind plafonarea prețului la lemnul de foc, în care s-a impus un preț maximal de 450 de lei, ordonanță care pur și simplu nu a fost respectată de nimeni. Lemnul de foc a fost vândut fie pe rețele la negru, fie chiar atunci când a fost vândut oficial, a fost vândut ca preț de producție cu 450 de lei, la care s-au adăugat celelalte costuri de transport, de depozitare, de comercializare, adică s-a vândut pe la 750-800 de lei. Forța dreptei este consecventă ideilor și valorilor liberal-conservatoare. Nu putem să acceptăm o asemenea încălcare grosolană a libertății întreprinzătorilor români. Nu putem să acceptăm astfel de intervenții brutale în funcționarea mecanismelor pieței, în funcționarea mecanismelor cererii și ofertei. Am luat poziție publică împotriva adoptării acestei ordonanțe și vom sesiza săptămâna viitoare Avocatul Poporului cu solicitarea către Avocatul Poporului de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea acestei ordonanțe de urgență.